Dacă mă întrebați cum am făcut astea, pot să vă spun că am conectat un PA600 la un FR3X și am dus tonurile din User Sound, din PA600, în tonurile din fabrică. Astfel încât de fiecare dată când tastez un registru, să-mi recunoască un anumit sound. Cum ar fi, de exemplu, mi-am setat acordeonul ăsta să-mi îl recunoască din tonuri interne, ca și cum ar fi din user. Așa, în felul ăsta, am toate tonurile care le-am pus eu în sound intern, le-am la îndemână exact aici în registrele acordeonului, fără să mai fac semn, știu eu, celui din spate cu orga să-mi dea un anumit ton. Pur și simplu le-am exact aici în registre, așa cum le-am dorit să le am, le-am pus într-o anumită ordine, așa fel încât eu știu că, de exemplu, naiu, da? Să spunem, este la jumate aici. Acordeonul este primul. Astea sunt doar un exemplu. Dumneavoastră puteți spune unde doriți. Acordeonul puteți să-l puneți, știu eu, pe la sfârșit, unde doriți. Ce este prost în chestia asta? Că va intra peste tonurile interne. Aceste tonuri vor fi copiate peste tonurile interne pe care le are clapa din fabrică. Știu eu, să spunem, acordeonul ăsta l-am mutat peste un pian, posibil acel pian să vă trebuiască la ritmurile de ușoară ale clapei și să dea peste cap anumite chestii, dar dacă noi pianul ăla îl copiem în usere și acolo unde punem noi samplerile, unde încărcăm tonurile samplate, da, în usere, îl copiem din intern în user, da, și ținem minte chestia asta. De exemplu, știu eu, umblăm un pic prin clapă și spunem, la bluzul, știu eu, la un bluz oarecare, clapă, da? Care respectă
ca acel pian care l-am înlocuit eu, acum nu mai este pianul, bineînțeles, este acordeonul acesta. Ei, și eu dacă țin minte chestia asta, acel riff, da, din clapă, mă duc la pianul care l-am pus în user și, cum să spun eu, în loc de acordeon ce mi-arată, da, când facem la record style-ul, adică refacem, cu alte cuvinte, refacem style-urile. Luăm pianul de acolo, de unde l-am pus în usere și îl punem în style, în locul acordeonului care este acum. Dar asta apare, el va apărea tot în user. Dacă intrăm în style, style-ul mi-l arată în user data care vine. Nu mai arată pianul ca și cum este la locul lui din fabrică, da? Mi-l arată în user, unde l-am pus eu. Ideea e că trebuie să reorganizăm clapa. E un pic greuț, e un pic mai greu pentru cine nu cunoaște. E un pic de muncă, dar merită, spun eu, pentru că e păcat să avem clapă cu aranjor, da? Și acordeon cu MIDI și să nu știm să folosim avantajul ăsta decât să investim într-un Juicy Sound. Bineînțeles, cine are bani, are bani. Cine nu folosește, eu am un MIDI Panda, mă duc 150 de metri în față de la scule, e de ajuns și spun eu, eu am pus doar ce am vrut ca și tonul, da? Fiecare are tonurile lui în clapă și preferințele lui. Le ia de acolo din user și le pune în tonurile interne, peste tonurile interne și bineînțeles își pune ce vrea, da? Eu mi-am pus ce am vrut. Astfel încât când mergem în față, nu mai depindem de cineva. Noi dăm direct pe registru. Nu știu cât am putut eu să vă explic, am un pic probleme la modul de a mă exprima, nu sunt un as, dar eu sper să fiu de folos lăutarilor care nu știu. E păcat să nu folosim această opțiune și să ne folosim de ea. Și încă un lucru, noi cu ocazia asta, dacă tot conectăm prin MIDI acordeonul, putem folosi să ne acompaniem cu bașii în același timp. Știu eu, avem un clăpar mai slăbuț la folclor, da, să spunem, sau vrem neapărat să dăm conotația dorită. Da? Mă refer la armonica din spate, la ritm. Da? Și atunci ce facem? Cântăm cu bașii ca și cum am acompania în stânga la aranjor. Da? Și facem și un exemplu. Da? Acum acompaniem cu clapa, același lucru putem face cu acordeon. Dar pot să se schimbă acolo, da? Major, minor, ok.
Haide să vă arăt un pic. Deci, am selectat, am făcut un ton în care mie clăparul din spate mi-l selectează, de exemplu, da, FR3X tonuri. Ok. Un pic așa. Acum arată mai bine. FR3X, da? Ok, tonuri. Selectând acest ton, da, eu o să am aici întotdeauna pe upper 1, aici o să-mi joace mie tonul care cânte cu acordeonul. O să-mi apară tot timpul. Este dat pe off, da? Este dat pe off, pe mood, pentru că atunci când apesăm să se audă doar chitara care este pe upper 2, pentru că bănuiesc că cer cu clapa să ne acompanieze. Dacă aș da drumul și la upper 1, s-ar auzi. Da, am înțeles. Cred că nu se aude. În fine, ideea este să fim pe mut cu ceea ce nu vrem să se audă. Mai ales tonurile care o să ne apară nou tot timpul. De exemplu, dacă eu am cum ansamblu Andra 2, da? Pe upper 1, dacă apes la acordeon registrul 1, da? El automat se schimbă acordeon juicy sound, da? Și acum să schimbăm al doilea registru. Ați văzut? Mi-a schimbat și clapa, da? S-a dus exact unui al treilea, clarinet. Ok. Lăsăm la primul acordeon juicy sound, da? Și o să-mi cadă tot timpul pe upper 1. Indiferent ce fac eu cu acordeonul și cum am setat registrele, nou aici la acompaniament, ne rămâne chitara care e pusă pe upper 2 să poată clăparul să ne acompanieze. Bun, ce mai e de spus? Că acest juicy sound este luat din user, da? Gen, luăm, știu eu, trompeta, da? Sau ce vrem noi de aici, le luăm și le copiem în GM sau Legacy sau Factory, da? La tonul, peste tonurile interne. Ideea e că, exact cum v-am povestit și mai devreme în celălalt videoclip, punând peste, da, când o să dăm drumul la un ritm, să spunem, intrăm aici și dăm un ritm din fabrică. Și dăm ritmul ăsta. Track select, să vedem. Să spunem că noi am copiat peste pianul acesta, care mi-l arată ritmul din fabrică. Văd că nu am copiat peste el. Dau un exemplu. Să spunem că noi am fi copiat un ton din user, da? Peste tonurile interne și cădea exact peste pianul acesta electric, da? Ei, acum se vede că nu am copiat peste el, dar sunt și care am copiat, de exemplu, peste acestea, da? Care vin aici. De exemplu, cum am și spus, acordeonul juzi, da? L-am copiat peste un pian, peste primul pian care era aici, da? Pe pagina 1, la GM, tonurile interne. Noi ce facem? Intrăm în record. Și ne ducem la menu, style element, și ajungem la pianul nostru, în care eu ce am făcut? Am copiat, așa cum v-am spus, am copiat pianele, să spunem, și punem pianul acesta, care era acolo. Bine, în cazul ăsta nu mai e, că e acustic pianul. Eu am dat un exemplu, să spunem că era pianul pe care noi am pus acordeonul și care ritmul ni-l dădea acum
ca și cum era înlocuit, dar nu mai apărea pianul, da? Deci, dacă era înlocuit, aici v-ar fi apărut acordeonul, nu mai apărea pianul, da? Era acordeonul peste pianul ăsta. Deci noi mergem acum la în user, da? Și spunem că era pianul ăla care vrem să care era acordeonul înlocuit, care era acordeonul pus peste el, da? Era acesta. Dau un exemplu, dar acum e altul. Vă dau detalii și vă explic în detalia pentru că mulți nu înțeleg și mai bine să dai detalia, da? Muți pianul ăsta, apeși pe el și data care vine, ritmul acela din fabrică va recunoaște pianul ăsta. Adică pianul original care vi-l dădea, să spunem, nu? Ăla electronic, ăsta e altul. I-am dat doar un exemplu. Acum mergem aici. Da? Și dăm right style. Și asta e, eu nu dau pentru că n-are rost. Bun. Și asta era, dăm exit. Dăm record, da? Am ieșit de aici. Și cu asta basta. Și data care vine când noi ne ducem la acest style, nu ne mai încurcă cu nimic. Deci avem pianul pus al lui original din fabrică care era pus reglat de oameni. Ok. Cam asta este ce am vrut eu să vă explic. Sper să vă descurcați. Dacă e mai îmi lăsați un mesaj, să spun așa, pe YouTube, dacă mai e vreo nelămurire și eu o să vă explic tot așa prin mesaj sau printr-un tutorial, un nou tutorial despre această chestie. Cine are Juicy Sound înseamnă că are bani sau e doar o preferință, da? Doar o preferință și nu are propria trupă și nu se înțelege bine cu... Nu vrea să depindă de un anume clăpar, o anume orgă cu aranjor. Așa, Juicy Sound-ul și îl pune acolo într-un col și asta e. Dar cine are înțelegerea asta și poate să definească și treaba asta, să o îndeplinească, eu zic că e ok să vă folosiți de aranjorul vostru, de orga din formație, pentru că se poate și așa. E un pic mai multă muncă, cum am și spus. Na, eu am făcut pentru voi, v-am dat doar o idee, sper să vă ajute. Ce vreau să vă mai spun e că să putem cânta cu dinamica din acordeon, da? Să-i dăm dinamica din burduf, trebuie să umblăm, intrăm în meniu, și avem aici, după butonul alb, la drums, harmonica, da? Cine are FR3X? Drums, harmonica. Dăm aici și o să ne apară B mic, E mare, A mare. Acolo a ajuns, dăm, bineînțeles că sunt cu albul, dăm înapoi, da? Și cu ăsta negru, de la harmonica dăm înainte. Dăm înainte până dăm de opțiunea asta, B mic, E mare, A mare. Și mergem sus la primele butonașe și o să fie pe off. Ei, noi o să dăm pe on. Asta înseamnă că am setat acordeonul să ne ia dinamica din burduf. Cu cât trage mai tare de burduf, cu atât se aude mai tare muzica. Se aude mai tare tonul. Ați observat. Ce vreau să vă mai spun. Pentru a umbla la transposer, intrăm în meniu. Eu am uitat să trec chestia asta și când am făcut tutorialele anterioare pentru FR3X. Cred că tamant chestia asta n-am mai trecut-o. Da. Deci mergem în meniu, apesăm, ținem apesat până intrăm în meniu și... De la AUD, prima opțiune care ne pare, tot tastăm cu A-sax și T-sax, da? Deci A-sax dăm înainte. Până o să ne apară T-R-P.
T, R, P mare. Deci T mic, R mic, P mare. Și acolo m-a ajuns în transpoze, de unde dăm înainte cu trumpet, da? Adică cu plusul, plus 1, plus 2, plus 3 cu trumpet, și înapoi octava cu trombone. Înapoi la minus 1, minus 2 cu trombone. Deci înainte cu trumpet și înapoi cu trombone. La minus. Plus și minus, da? La transpoză. Eu sper să vă fi fost de folos. Cum am mai spus, mulți m-au criticat și mi-au lăsat mesaje, eu le-am șters. Precum că să mai învăț să vorbesc. Ideea e în felul următor. Eu nu pun aceste lucruri pentru a face bani pe net. Nu sunt vlogger. Eu vreau să fiu de ajutorul muzicanților, lăutarilor. Și cu asta basta. Cui nu-i place cum vorbesc, că fie sănătos. Nu-l obligă nimeni să mă asculte. Esențialul, și vă spun și vouă, și sper să fie pentru ultima dată, nu vă interesează ce vorbesc eu, cum vorbesc, poate am o problemă la dinți, la cap. Important este să înțelegeți ce vreau să vă transmit, mesajul pe care vreau să vă transmit. Dacă vă este de folos, pe mine mă bucură și îmi crește inima. Dacă nu, nu e nicio problemă. Ce credeți, că se oprește viața pe pământ dacă eu am făcut un anume videoclip și n-am știut să vorbesc? Nu cred. Vă mulțumesc din suflet și sper să vă fiu de folos așa cum am crezut și cred că pot fi pe lumea asta de folos vouă, lăutarilor și nu numai, și începătorilor și celor care nu știu să umble în anumite chestii și cu anumite chestii. Care știu să umble, să fie sănătoși, le urez numai bine. La revedere!